Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție Rom European. Astăzi vom vorbi despre două proiecte ce au ca scop promovarea educației în rândul copiilor romi ca mijloc de a reuși în viață. Haideți să aflăm împreună mai multe detalii. Tu ce vrei să te faci când vei fi mare? Vreau să devin jurnalistă. Tu ce vrei să te faci când vei fi mare? Agenția de dezvoltare comunitară Împreună, în parteneriat cu UNICEF, a lansat proiectul Tu ce vrei să te faci când vei fi mare? Cu ajutorul a 10 modele de reușită s-a realizat un film documentar în care fiecare personaj și-a povestit istoria și traseul educațional. La școală am mers și am învățat bine din dorința mamei de a ne depăși condiția. Părinții mei sunt cărămidari. Iar mama în tot spunea, dacă nu vezi bine, o să ajungi la cărămidă. Și cumva amenințarea asta suna că nu o să fie nimic bine cu viitorul meu. Știam doar că trebuie să fac ceva să-mi depășesc condiția. Să fac ceva prin care să nu spună lumea despre mine că uite un alt rom, un alt țigan, cum le place gagiilor să spună. Nu erau suficienți bani ca eu să merg și la școală, să rămână și acasă pentru necesități sau tot timpul ultimii bani ne-au dat pentru școală. Tot timpul, deci de fiecare dată. Spuneți-mi ce reprezintă proiectul Ce vrei să te faci când vei fi mare? O ambiție de-a noastră de câțiva ani de zile care în sfârșit se materializează și anume o încercare de-a noastră de a arăta lumii că romii nu sunt numai așa cum se spune peste tot în societatea românească, hoți, leneși, nespălați și așa mai departe, ci că romii au o mulțime de valori. Salut, sunt Conector și când eram mic, vreau să devin preot. Acum sunt artist. Când eram mică, voiam să mă fac croitoreasă, pentru că îmi plăcea să fac haine la păpuși. Apoi am visat să devin medic și profesor. Am ajuns profesor. Și îmi place, dar asta nu e meseria mea de bază. Ceea ce fac la agenție îmi place mult mai mult. Pentru mine, faptul că predau în școala numărul 2 este un hobby, așa cum spun colegii mei profesori de romani din celelalte școli. Pentru mine este un hobby, fac asta din plăcere și îmi place să fiu alături de copiii mei. Well, you know, one of UNICEF's priorities is education. And there are a lot of Roma children that are not going to school. A huge number. In fact, it's by the age of 11, I understand almost 50% have dropped out. So, I mean, these children have got really no future. Unless a child goes to school and gets the skills that you need, you know, to survive and to cope in life and to lead a fulfilling life, you have to be educated. Ideea de la care noi pornim în această seară este de a încerca să visăm împreună și de a încerca să arătăm copiilor, în primul rând, că poți fi preot, că poți fi judecător, că poți fi doctor, că poți fi avocat, că poți fi jurnalist. Chiar dacă provin dintr-o familie nevoiașă cu foarte multe greutăți, doar dacă îți dorești foarte mult și muncești foarte mult. Ceea ce noi încercăm este să oferim o alternativă în momentul de față, între a rămâne, să zicem așa, cu școală puțină, da, și să profesezi meserii de la marginea societății, sau în a merge la școală, a munci mai mult decât ceilalți, pentru a reuși în viață. Ceea ce noi arătăm în seara asta sunt modele de reușită. Sunt oameni care au făcut față vicisitudinilor vieții, având o ambiție foarte mare, dar care provin din aceleași tipuri de comunități, așa cum marea majoritatea copiilor romi sunt. Familii dezavantajate, sărace, cu mari probleme financiare, dar care au suplinit toate acestea prin muncă. În momentul în care Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună a venit cu această idee de proiect, noi am îmbrățișat-o pentru că, în primul rând, este ceva nou. Există foarte multe stereotipuri și mai ales stereotipuri negative care sunt extrem de actuale la nivelul societății românești și nu doar, ci și în Europa. Și tocmai de aceea am ales să ne implicăm în această campanie pentru a le demonstra tuturor copiilor că este important
important să viseze și că totul ține de ei și de voința lor. E adevărat că și ceilalți oameni din jurul lor îi pot ajuta să-și împlinească visurile, dar ei trebuie să continue să viseze și trebuie să aibă aceste modele pozitive la care să se raporteze. Este o campanie pe care o realizăm prin trei mari produse, da, film, expoziție, foto pe care o aveți în spate și carte. Ca și pe glabă să mergi ca așa invitat, aderat. Deja am creșteme programul foarte șucat. Am eu tamang o clasă. Așa mare informația. Când Ana mi-a vorbit de acest proiect cu un film și mi s-a părut așa păcat să nu particip cu niște portrete, că ziceam că ar fi mult mai ușor să te plimbi cu portretele din școală în școală decât un film, adică așa mi s-a părut mie. O să sună clișeu, dar a fost o experiență care m-a îmbogățit foarte mult. Am remarcat destul de repede că, dincolo de tot potențialul educativ al acestui proiect, care există și e imens, există un potențial secundar pe care sperăm să-l folosim cât mai mult, de a face oamenii să-și pună întrebări. Oamenii ca mine, de exemplu, care au crescut cu prejudecăți de care nu sunt conștienți. Era o ședință cu părinții și se discuta despre note și venise, ai mei nu apucaseră să vină la ședința cu părinții și mama unui băiat, colegul meu de bancă de atunci, zice: vă rog frumos să nu puneți copilul meu cu țiganul ăsta în bancă. Atunci a fost pentru mine așa, a fost un șoc, m-am mirat, copil fiind, zic, cum cineva să-mi spune mie că de ce să nu stau cu el în bancă, ce am, care e diferența între mine și el. Ba, dimpotrivă, chiar stăteam în prima bancă și mi-aduc aminte că de foarte multe ori îl ajutam pe colegul ăsta al meu la multele materii pe care noi le aveam la clasă. Experiența asta pe care am trăit-o atunci pe mine m-a marcat într-un fel. Am zis, băi, e așa de greu să nu-ți schimbi părerea despre un om, contează foarte mult ce etnie ai, contează foarte mult dacă ești rom sau nu. Atunci când luam note bune, copiii strigau crea, crea, imitau ocioară. La început n-am prea înțeles, băi, de ce imită ea ocioară când se uită la mine? La fel, la competiții sportive, eram capitanul echipei de handball, capitanul echipei de fotbal pe școală. Și în competițiile cu celelalte școli, la fel era modul de enervare, de a mă enerva pe mine din partea galeriei adverse. Dar încet, încet am reușit să trec peste toate aceste manifestări de rasism, pe care, după discuție cu tatăl meu, după discuție cu mama, cu părinții mei, am zis că sunt manifestări ale prostiei. Și de fapt, asta înseamnă rasism. Rasismul înseamnă prostie. Ce m-a marcat foarte mult a fost faptul că noi nu am selectat aceste personaje pe criteriul discriminării. Nu i-am ales să aibă o poveste puternică și emoționantă despre discriminare și totuși în momentul în care povesteau despre educație, cei mai mulți aveau și o poveste de discriminare, care era extrem de puternică și de revoltătoare. În pasul 2 vom merge în foarte multe școli cu număr semnificativ de copii romi. Acest film va fi prezentat în 30 de școli din România, în cadrul campaniei Hai la școală a UNICEF-ului. Am realizat și o broșură cu poveștile de viață ale romilor și am realizat și o expoziție foto, după cum și voi vedeți, cu modelele noastre și copiii din școala numărul 2. Avem pactare, ce-a dat public cu Qatar. Întreb conceptul, se numește ce vrei să fii când vei fi mare. Da? În sensul că pentru ceea ce vrei, trebuie să și lupți. Pentru că reversul, mesajul este ce faci ca să ajungi acolo. Dacă aștepți doar de la alții, nu e foarte bine. Dacă începi să muncești foarte mult, mult mai mult decât ceilalți, trecând peste toate obstacolele vieții pe care le ai, de la probleme financiare până la discriminare, ceea ce se întâmplă în toate poveștile pe care le avem, da, care sunt reale, atunci e posibil să reușești. Evreii au o vorbă: dacă faci ceea ce îți place, nu vei simți efortul în munca ta.
Ne dorim în primul rând să le arătăm tuturor copiilor că este posibil și că dreptul lor la educație trebuie să fie respectat de toată lumea, indiferent de etnie, rasă, religie. Toți copiii au dreptul la educație și toți copiii au dreptul să viseze și toți copiii au dreptul să devină ceea ce își doresc ei să devină când vor fi adulți. Evoluție înseamnă și să-i dai celui din fața ta cu ceva în cap și să-l depășești și să fii în fața lui. Dar atunci nu mai ești demn pentru a fi fericit. Și atunci banul trebuie să aibă sudoarea lui și succesul trebuie să aibă consistența lui. Este foarte important. Why do you think it's important to have models for Roma people, for Roma children? Well, I think it's well established. Everybody needs models, no matter who you are. You always look up to somebody. So it's important to see that, yes, if you are Roma, you can get on, you can be have a successful and fulfilling life. Cât de important e să ai un model în viață? Tocmai de la ideea asta a pornit și proiectul nostru, pentru că ne-am dat seama că ai noștri copii din comunitate nu au modele de succes rome, pentru că este important să ai un model care să aparțină comunității tale, să treacă prin aceleași probleme prin care și tu treci și ne-am dat seama că nu există. Și ne-am gândit, hai să facem ceva ca să putem să le prezentăm și modele rome de succes. Eu îmi doream o campanie de genul ăsta, îmi doream ca cineva să vină să-mi propună. Și s-a întâmplat, m-a ascultat Dumnezeu. Chestia asta cu romi, români, țigani, români, mi s-a părut tot timpul ceva foarte, foarte, foarte ciudat. De fapt, noi nu vedem decât romii vizibili, ăia de la colțul străzii, da? Pe cei care sunt foarte bine incluși în societate, plătesc taxe, impozite, mai mult decât atât, aduc plus valoare societății românești și de obicei societatea nu-i vede. Și nu-i consideră ca fiind rom, chiar dacă ei spun, sunt rom și sunt mândru de ceea ce fac. Totul e posibil dacă te ții și ești sprijinit. Părinții mei, mentorii mei, prietenii mei m-au sprijinit și m-au ajutat. Sunt sigur că există cel puțin încă 10 conectări prin etnia romă care pot fi în locul meu în momentul ăsta. Dar poate că n-au beneficiat de împrejurările mele. Cu cât reușești în viață să termini liceu, să termini o facultate, cu atât ai șanse mai mult să ai un loc de muncă mai bine plătit, să fii mai respectat în societate și cumva să dovedești că toate stereotipurile și prejudecățile la adresa romilor sunt chestii care țin doar de rasism, chestii care nu sunt adevărate. Acum, spre deosebire de acum 20, acum 15 ani, tineri au mai multe posibilități. De exemplu, sunt locuri speciale pe care pot candida la licee și școli profesionale, unde se intră mai ușor decât am intrat eu la liceu în 1992. La facultate, la fel, sunt locuri speciale unde pot aplica și intra mai ușor. Tu ce vrei să te faci când vei fi mare? Vreau să devin jurnalistă. Tu ce vrei să te faci când vei fi mare? Agenția de monitorizare a presei ActiveWatch împreună cu Roma Education Fund, Open Society Foundations și SASTIPEN a lansat campania antidiscriminare profesioniști romi în domeniul medical cu mesajul copiii romi visează ce-i lăsăm noi să viseze. Numele meu este George Lăcătuș. Sunt jurnalist rom și totodată președintele Asociației Jurnaliștilor Rom din România. Numele este Daniel Blanca, sunt preot ortodox rom. Mă numesc Cornel Burgu, sunt student la medicină în București. Numele meu este Loredana Dumitru, sunt prezentatoare și reporter pentru emisiunea Rom European de pe TVR1. Avem în România, pe teritoriul de azi a României, o populație care a venit acum vreo 800 de ani. Și care și-a început o carieră într-o condiție de start nefavorabilă, și anume cea de sclavi. Provin dintr-o familie modestă, chiar foarte modestă, fără posibilități materiale, iar șansa mea a fost ca Centru pentru Jurnalism Independent, în colaborare cu o fundație americană, condusă de Jim Soverlock, să lanseze în anul 2000 un program prin care ofera niște burse
unor tineri. Datorită acestui proiect, ne-am beneficiat și de această bursă, am reușit timp de 6 luni să învăț teoretic ce înseamnă jurnalismul. Ca și George Lăcătuș, provin de familie săracă, la un moment dat, în copilăria mea, nu îmi doream să fiu preot. Chiar am refuzat categoric. Dumnezeu a făcut așa fel încât, în timpul liceului, să îmi dau seama că, de fapt, asta pot, asta vreau, asta aș putea să fac bine. Noi avem o populație vulnerabilă și marginalizată, care este consistentă, care are foarte puțini oameni care în momentul ăsta au încercat să-și afirme identitatea și care sunt obișnuiți cu acest fenomen al discriminării și al marginalizării. Cu faptul că ei sunt dați constant la o parte, cu faptul că sunt tratați inegal, o persoană care se simte discriminată va fi stresată. Persoanele care au o apartenență la un grup vizibil și se expun conform acestui lucru, vor trăi o presiune psihologică care îi pune la risc de a dezvolta o serie de lucruri, o serie de condiții care pot să afecteze sănătatea lor mentală. Am avut norocul să am niște părinți extraordinari care m-au susținut întotdeauna către școală, către educație și au investit mult în mine, cât au putut ei de mult. Eu fac parte dintr-o familie de romi modestă, dar care întotdeauna a pus cartea și școala pe primul plan. Și cred că lor ar trebui să le mulțumesc pentru faptul că astăzi pot să spun clar și răspicat, da, îmi place meseria mea. Romi care să devină experți în medicină pot să aibă efect asupra societății în două moduri. Unu, să schimbe percepția publicului non-rom despre ce posibilități au romii. Doi, să motiveze visele, să intre în visele populației copiilor din etnia romă. Pot să fiu și eu medic când o să fiu mare. Pot să visez și la altceva decât la ce mă înghesuie societatea să visez azi. Vreau să vă uitați la copilașii aia de acolo și să faceți un exercițiu de imaginație și să îmi spuneți ce credeți că o să ajungă ei când o să fie mari. Sincer, nimic. Uie, domnule, să iei zicar la acei 7 ani de acasă. Dacă de acum au început să stea cu torpedou pe minge, așa vom veni la mamă să și la tată sun. Și ei n-au învățat decât să cerșească, să fure și să dea în cap. Doamne ferește, nu am nimic cu ei. În afară că ei au fost toată viața persoane care s-au descurcat. Problema lor, că au spăit căldări, că au furat pepeni, că au făcut ce-a vrut, e problema lor. Ei nu s-au obosit cu munca. Nu, dar rele au făcut. Rele au făcut. Ce credeți că pot ajunge ei când o să fie mari? Sincer, nimic. Consider de opinia mea un pic rasistă față de asemenea persoană, a zice că mai repede o să ajungă hoți. Eu, după cum îi văd îmbrăcați, pe fața lor... Nimic. Nici nu știu ce să cred. Niște infractori, niște oameni care vor face multe ele pentru că nu li se dă niciun fel de ajutor de către nimeni. Din păcate, nu se aleagă foarte mult. Și nu este vina lor. Dar? Este evident vina societății. Este vina societății că nu știe să le aplice ce li se cuvine. Că sunt rase inferioare, rase care nu pot să se încadreze în societate fără minimă educație inițială. Nu îi văd foarte bine. Așa nu vor fi nimic, vor fi hoți. Ar putea ajunge ei medici?
slabe speranțe. Copilul ca ăsta? Eu mă îndoiesc că poate... Cei care sunt aici de față, nu. Nu cred că ar putea avea o carieră reușită în medicină. Dacă noi i-am ajutat pe acești doi copii, ar putea ajunge ei medici? Da, da, pentru că sunt oamenii aceștia de etnie romă, sunt oameni talentați. Nu se știe niciodată ce aduce viitorul. Pot să ajungă și ce oameni mari și copiii străzii. Pentru că îi vedem altfel decât noi. Sper din tot sufletul să ajungă oameni mari. Ei vor ajunge medici în condițiile când se vor strădui să-și însușească anumite cunoștințe în acest domeniu. Deci dacă statul în sine s-ar preocupa de educarea lor, ei ar putea să ajungă, nu știu, ar putea să ajungă orice, până afara țării, înăuntru, dar dacă statul, dar statul în general nu se ocupă de asemenea probleme. Da, de ce nu? Au și ei o șansă, au o șansă. Cred, dacă se poate chiar se... Nu văd de ce nu. Exact cum noi suntem integrați și ei s-ar putea integra. Categorică, da. Da. Ar putea, de ce nu? Da, de ce nu? Posibil, orice e posibil. Da, da, domnule, asta e în primul rând. Da, normal, bineînțeles. Dacă au și capacitate intelectuală, dar asta se dobândește, dacă au și voință. Da, sunt convins că pot fi medic. Ce crezi tu că își închipe alți oameni care te văd că o să ajungi când o să fii mare? Ce crezi tu că își închipe alții despre tine? Cred că își închipe că nu vreau să ajung nimic pentru că sunt rom. Și de ce crezi că ei gândesc așa? Nu știu. Nu știu, nu? Uite, ai posibilitatea să le transmiți acum ceva acestor oameni care nu cred în tine. Ce le-ai spune? Că toți suntem la fel. Contează sufletul. Copiii rom visează ce îi lăsăm noi să viseze. Acum pot visa să ajungă și altceva. Doctori. 400 de burse în domeniul medicinei. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni. Ce vom face noi, concret, vom investi în asistență pentru tineri care doresc să devină fie medici, fie alte specialități în domeniul, să câștige alte competențe în domeniul medical. Sprijinul pentru educație, pentru studenții romi, a crescut foarte mult datorită unor oameni extraordinari, precum cei de la SASTIPEN, cei de la ActiveWatch, Roma Education Fund, care au dezvoltat niște proiecte pentru a ne susține și pentru asta trebuie să le fiu foarte recunoscător. Acum e mult mai ok și acest suport, aceste fonduri sunt și mai mediatizate, e mai ușor de aflat despre ele. Vă propun ca astăzi să intrați pe site-ul acestei campanii, care se cheamă profesioniștirom.ro și veți vedea acolo videoul, imagini cu copiii. Acest site va fi dezvoltat în zilele următoare și veți găsi din ce în ce mai multe informații atât despre campanie, cât și despre proiect. Mă bucur că acest proiect oferă unor tineri rom burse de studiu în domeniul medical. Asta pentru că, la fel ca și mine, sunt mulți tineri din familii rome sărace care, fără un astfel de ajutor, n-ar putea să urmeze o meserie. Avem nevoie de oameni îndrăjiți. Avem nevoie de oameni de etnie romă care să fie dispuși să treacă peste stresul discriminării, peste apăsarea psihologică pe care ți-o poate da un tratament inegal. Aceasta a fost ediția de astăzi. Eu vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră. Sunt Loredana Dumitru și până atunci să trăiți mișto!
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni.